Artistul a făcut eforturi să o cucerească pe soția sa timp de un an de zile, dar a meritat, spune el, pentru că tot pe Elena ar fi ales-o. Interpretul de muzică populară o descrie pe soția sa ca fiind o ardeleancă gospodină și aprigă, este un om bun, eu sunt mai al dracului. Recent, maestrul spunea că dacă ar putea să dea timpul înapoi, tot pe Elena ar alege-o. Ne-am luat în 1981, anul acesta facem 40 de ani de la căsătorie. Responsabilă de relația noastră este regretata Ileana Sărăroiu. Ea ne-a făcut cunoștință, ea ne-a nenorocit. De fapt, noi ne-am cunoscut în casa ei. Un an de zile am vorbit la telefon și mi-am dat seama că ea este femeia potrivită să stea lângă mine. O ardeleancă gospodină și aprigă. Este un om bun, eu sunt mai al dracului. Ne înțelegem bine, ne iubim, ne tachinăm, dar am mare încredere în ea pentru că soția mea este cea mai bun critic al meu. Țin cont de tot ce îmi spune ea, dacă ar fi să o iau de la capăt, tot pe ea aș alege-o, a povestit Benone Sinulescu într-un interviu. Elena Sinulescu a pierdut 5 sarcini, lucru care i-a făcut pe cei doi să se resemneze și să se împace cu ideea că nu vor deveni părinți. Ne-am dorit foarte mult să devenim părinți, însă viața nu a fost atât de darnică cu noi pe acest plan. Am avut parte de tot ce ne-am dorit, dar nu am reușit să avem copii. Am încercat de nenumărate ori, însă din nefericire, soția mea nu a putut ține niciuna dintre cele 5 sarcini. Știți cum este, speranța moare ultima, dar în viață nu le poți avea chiar pe toate, spunea Benone Sinulescu. Elena a fost alături de soțul ei și a avut grijă ca el să rămână optimist în perioada cea mai grea pentru artist, când a întâmpinat probleme de sănătate. Steliana Sima a spus despre soția lui Benone: m-a impresionat foarte mult doamna Leni, era o igienă, nu știu cum să vă spun, fiecare fruct pe care îl primeam, fiecare legumă, avea mare grijă la fel și de Beni, a spus Steliana Sima. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.